Ce înseamnă țigan? De neatins. Ca pericol? De neatins ca știință, nu-l ating că e prea deștept, dar nu-l ating că e prea periculos, mizerabil și hoț. Bună ziua, avem un proiect pentru școală, putem să vă luăm un interviu? Nu durează mult, trec câteva întrebări. Ia zi, fata. Auzi, mă, fotografia fără dreptul meu, fără acordul meu. Sunteți de acord? Că altfel îți iau un băț și dacă nu te va peste curte. Ce părere aveți despre romii din cartier? N-am nicio părere, nici proastă, nici bună. Vă convine că locuiesc aici? Păi da, și nu trebuie toți oameni. O părere bună. Da? Da. Dumneavoastră se de nu sunt, dar soțul meu. Sunteți primită în cartier? Da, bineînțeles. Deci se comportă frumos cu dumneavoastră? Sigur că chiar da. Dacă sunteți roma? Sigur că da. Și românii, și țiganii. Pe românii din cartier, o parte sunt de stimat, o parte sunt aproape fierți. Să fie fierți, să fie distruși. Sunt aici și uite aici, două familii. N-am treabă să joacă copiii noștri. N-am treabă cu ei. Foarte bine mă înțeleg. Foarte, foarte bine. Am mulți de etnie romă pe aici. Nicio problemă, ești româncă. Eu sunt țigan. Întrebați păstrăzi, aici ce fel de oameni suntem noi. Suntem oameni civilizați, ordonați, curați. Nu suntem de aia de 2 lei. Suntem și noi de 2,50 lei. Noi suntem țigani, da, suntem romi, dar noi ne vedem de treabă, suntem liniștiți, mergem la muncă, nu deranjăm pe nimeni, da? Eu dacă sunt țigancă, și am lucrat la piață la Sărejan 15 ani și în CAP-ul, când era CAP-ul la Curcani, am lucrat 20, am 35 de ani de muncă. Mi-a plăcut să muncesc și muncesc și la ora actuală, aștept și pensioara mea. La țară, ne mai deranja unii cetățeni de români care spunea ce țiganul, cutarul, ce. Dar bine, nu vă deranjează. Nu mă deranjează. Sunt țigan, sunt mândru că sunt țigan. Interesul meu este să am respect, caracter și onoare în lume. Dacă fiica dumneavoastră sau unul dintre copiii dumneavoastră ar avea o relație cu o persoană de etnie romă, ați fi de acord? Dar ce, numele meu e romanc? Numele dumneavoastră da, e etnie romanc? E de la doar mărunt. Da? Da. Și dar nu e tot om? Ba da. Păi cum, băiatul e român și e țigan. Ce dacă e țigan? Am băiat de 24 de ani, e căsătorit cu o fată romă. Da, păi e nepotul meu, ține româncă. Dar nu mai zici că e româncă, e frumoasă. El e mai brunețel așa ca mine. Se înțelege bine, are un copil împreună, ei va făcut nuntă. Ce să spun? Da, ați fi de acord ca unul dintre copiii dumneavoastră să aibă o relație cu un român? Da, normal. Da, cu un rom? Da, normal. Ați adopta un copil de etnie romă? Da. Și român? În țara noastră, prejudecata este că românii nu acceptă ca copiii lui să aibă o relație cu țiganii. Dar noi, fii atent, la o masă de țigani, mănâncă un român. Ești prea tânăr, dar la o masă de români, un țigan nu mănâncă. Eu sunt româncă și soțul meu e rom. Din familie de lăutari. Da. Și eu sunt româncă, româncă. Hai de român, cum mai român, că ești blocitura. Dar de ce mă romiceare? Sunt mai român.